Povestea are loc în urmă cu 20 și ceva de ani într-un mic sat din România. O bunică își ducea cei doi nepoți la țară, era o fată și un băiat în vârstă de 10 și 11 ani. Nu aveau mașină și ca să ajungă la țară trebuia să ia un autobuz care îi lăsa la un drum principal. Și de acolo trebuia să meargă pe un drum de țară aproximativ vreo 6 km. Asta era una din variante și mai erau încă două. Să urce pe un deal și de acolo să o ia printr-un loc numit Valea Morii, așa mai scuteau ceva drum. Pe această rută erau doar 4 km și ceva, doar că trebuia să meargă doar prin câmp pustiu. Și a treia variantă, să mai meargă o stație cu autobuzul și să urce un deal, acesta era cel mai scurt, dar era mult de urcat și acesta era tot prin pustiu. Având și bagaje destul de grele, toți trei aleg să meargă prin Valea Murii, a doua variantă. Odată ce s-au dat jos din autobuz, aceștia urcă micul deal, apoi o iau prin Valea Murii. O iau la pas încet, oprindu-se din când în când pentru a-și mai odihni mâinile de la greutatea bagajelor. Era nouă dimineața și era destul de cald afară, soarele strălucea frumos pe cer. La un moment dat, ce mergeau, s-a lăsat dintr-o dată o ceață groasă. De-abia mai vedeau pe unde pășeau. Se gândea să se întoarcă și să ia pe drum, dar aveau o grămadă de înconjurat și bagajele erau destul de grele, așa că se hotărăsc să continue pe acolo. Copiii îi tot spuneau bunicii că tot văd pe acolo tot felul de siluete de oameni. Dar aceasta îi liniștește, spunându-le că li se pare. Cine știe ce au văzut ei din cauza ceții? Cine știe ce tufe sau copaci au văzut ei și li s-a părut că sunt oameni? Își continuă drumul, iar la un moment dat, când ajung cam în mijlocul văii, dintr-o dată văd pe cineva din depărtare care părea să se îndrepte spre ei. Copiii se sperie, spunându-i bunicii că cine este acel om și poate este omul care l-au tot văzut până atunci, poate îi urmărea. Dar bunica îi liniștește, spunându-le că probabil este un sătean care merge la munca câmpului. Sau, la fel ca ei, vrea să meargă la autobuz pentru a se îndrepta spre oraș. Acum și ea era puțin în sinea ei cam neliniștită, ceața aceea care s-a lăsat așa dintr-o dată și chiar și ea a văzut de câteva ori prin preajma lor siluete de oameni. Dar fiind credincioasă, nu credea în tot felul de lucruri necurate, plus de asta nu putea să-i sperie pe copii și mai tare. Aceasta le spune copiilor să meargă unul lângă altul înaintea ei și atunci când trec pe lângă străin să nu dea acestuia de bănuit că s-ar teme. Încearcă să ocolească cât posibil omul luând-o puțin în partea dreaptă. Acesta, chiar și așa, venea direct spre ei și era destul de aproape încât îl puteau vedea. Copiii pun capul în pământ și grăbindu-l puțin pasul, nici nu privesc la bărbatul ce trecea pe lângă ei. Bunica, curioasă din fire, îl privește pe bărbat spunându-i bună dimineața, dar acesta nu îi răspunde. Și își continuă drumul. Femeia rămâne încremenită văzându-i fața bărbatului. Era tot vânăt la față, ca și cum ar fi înghețat, ochii roșii și buzele crepate, aproape că îi dădea sângele din ele. Atunci spune copiilor să o ia la fugă, lăsând toate bagajele jos pentru a putea fugi mai repede. De frică nici nu puteau privi în spate. Au fugit de ei până nu au mai putut, dar și atunci nu s-au oprit și au continuat la un pas rapid. Acum ceața începe să se mai risipească puțin și ei se gândesc dacă au luat-o în direcția bună, dar la scurt timp încep să vadă o casă. Atunci ceața se ridică de tot și erau din nou soare și frumos. Erau deja intrați în sat, aceștia suflă ușurați, apoi se îndreaptă spre casa lor. Odată ajunși acasă, aceștia îi povestesc bunicului lor ce s-a întâmplat, dar acesta nu-i crede o iotă și râde bine de ei zicându-le că li s-a părut. Bunicul merge în curte, prinde calul la căruță, apoi îi spune băiatului să vină cu el să-i arete drumul pentru a putea merge să recupereze bagajele lor. Cu căruța, aceștia au ajuns repede, iar bagajele lor erau acolo neatinse. De această dată, nici ceață nu mai era și nici urmă de acel om înfiorător. Iau bagajele și se întorc spre casă. Pe drum se întâlnesc un sătean bătrân și din poveste în poveste băiatul îi spune ce s-a întâmplat. Bătrânul părea speriat de spusele băiatului, apoi începe să le spună o legendă veche despre acel loc și că au avut noroc că nu li s-a întâmplat nimic rău. Legenda spune că într-o iarnă acolo a fost găsit un om mort, acesta a murit înghețat și era tot vânăt la față atunci când l-au găsit.
De atunci, multă lume spune că l-a văzut pe acest bărbat vână de la față și că puțină lume au scăpat după întâlnirea cu el. Apoi, bătrânul îl întreabă pe bunicul meu cum de nu a știut de legenda de vânătul din Valea Mării. Băiatul îl privește pe bunicul lui, acesta era foarte serios și părea îngândurat și nu i-a răspuns bătrânului. Ajungând în sat, aceștia l-au lăsat acasă pe bătrân, apoi și-au continuat drumul spre casă. Deodată, bunicul îi spune nepotului său să nu-i spună nimic bunicii pentru a nu o speria și să țină secret povestea bătrânului. De atunci nu s-a mai dus niciodată prin Valea Mureș, de câte ori mergea sau venea, o ducea bunicul cu căruța.